Să rămână bună ziua tuturor! Ne întâlnim cu ocazia Zilelor Municipiului Roman, ne întâlnim cu ocazia Galei Excelenței Romașcane. Mă bucur să vă spun bun venit și să urez tuturor romașcanilor, Municipiului Roman, la mulți ani, sănătate, putere, să devină ce a fost și mai mult decât atât. Aș vrea să începem activitatea de astăzi prin a conferi două titluri de cetățean de onoare. Și am să încep cu cel care s-a născut în anul 1850 în localitatea Șarânga din județul Buzău. După terminarea școlii primare în satul natal, a continuat studiile la Seminarul Teologic din Buzău și a profesat ca învățător în Urziceni și Mizil. În 1871 se înscrie la Facultatea de Medicină din București. La 1 ianuarie 1875 a întemeiat Societatea Studenților în Medicină din București, prima asociație științifică medicală a studenților din România. În anul 1877, anul independenței, fiind în ultimul an de studii, a plecat ca voluntar pe front în diviziile Crucii Roșii României în războiul de independență. În anul 1878 și-a susținut teza de doctorat și a început practicarea medicinei la Pătârlagele, județul Buzău. În cei doi ani petrecuți aici, Manolescu a realizat cu succes primele sale operații pe ochi. După specializări la Paris și Viena, a devenit medic oftalmolog la Spitalul Brâncoveniesc din București, iar mai târziu șef de secție oftalmologică la Spitalul Colțea, unde a practicat medicina până spre sfârșitul vieții. Din anul 1885 a fost profesor universitar la Facultatea de Medicină București, fiind întemeitorul Școlii Românești Moderne de Oftalmologie, domeniu în care, printre altele, a descris o nouă tehnică de extirpare a irisului, precum și o metodă de tratament în conjunctivita granuloasă, numită în epocă și metoda Manolescu. Și pentru cataracta a creat procedeii proprii de tratament, procedeii care i-au purtat numele. Membru al Academiei Române, a condus prestigioasa revistă Analele Medicale Românești, a fost director general al Serviciului Sanitar Român, a fost preocupat îndeoseb de starea sanitară a țăranului român, înființând sute de infirmerii rurale și revista Apărătorul Sănătății. Pentru lucrarea apărută în anul 1895 la București, tipărită de Academia Română, Igiena Țăranului Român, a primit premiul Academiei Române. A deținut o moșie în localitatea Strunga, în județul Roman, unde a înființat pe lângă băile pentru tratament și un spital pentru tratamentul belagrei. A fost senator de Roman în două mandate. În ultimul an de viață s-a retras la Strunga, dar a locuit și la Roman, oraș căruia i-a lăsat prin testament terenul, dar și o mare parte din fondurile necesare pentru construirea unui nou palat administrativ. Profesor dr. Nicolae Manolescu Strunga, căci despre el este vorba, a fost o personalitate marcantă a medicinii românești și o figură emblematică a filantropiei secolului al XIX-lea. Prin hotărâre de Consiliul Local, la inițiativa noastră, îi acordăm domnului profesor dr. Nicolae Manolescu Strunga titlul de cetățean de onoare post-mortem a Municipiului Roman. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar cei care vor veni după dânsul să se ridice la nivelul de implicare, de altruism al strămoșului lor. Așadar, prin hotărârea numărul 110 din 13.05.2016, privind acordarea unor titluri de cetățeni de onoare a Municipiului Roman, Consiliul Local al Municipiului Roman, examinând expunerea de motive inițiată de către domnul Laurențiu Dan Leoreanu, primarul Municipiului Roman, și raportul de specialitate întocmit de birou organizare evenimente speciale, văzând avizul favorabil al Comisiei pentru Buget Finanțe,
al Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret și al Comisiei Juridice, precum și avizul pentru legalitate dat de secretarul municipiului Roman, în conformitate cu prevederile articolului 1.8, capitolul 12 din anexa a hotărârii Consiliului Local numărul 34 privind aprobarea statutului municipiului Roman, în temeiul dispozițiilor articolului 45, precum și articolul 115 de legea 215 privind administrația publică locală, hotărăște. Se acordă post-mortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Roman profesorului dr. Nicolae Manulescu Strunga, personalitate marcantă a medicinei românești. Primarul municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile a prezentei hotărâri prin grija biroului de organizare evenimente speciale și mass media. Așadar, profesor dr. Nicolae Manulescu Strunga, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Roman. Da. Îi invităm pe reprezentanții Asociației Clepsidra să le mânăm acest document. Vreau să vă informez că nepotul distinsei personalități a fost prezent la Roman, o ocazie cu care a putut și dezvăli în holul primăriei bustul marelui înaintaș, care în zilele următoare își va lua poziția definitivă în parcul din fața primăriei și mai exact mâine, din câte știu eu, la ora 14, vă invit la această activitate, le înmânez așadar pentru a ajunge la urmașii dânsului diploma de cetățean de onoare, precum și însemnele municipiului Roman. Sănătate, bucurie și toate cele bune, vă rog un cuvânt. Hristos a înviat. Am salutat inițiativa domnului primar de a oferi titlul de cetățean de onoare ilustrei personalități a lui Nicolae Manulescu Strunga. Încă de când am aflat, este o inițiativă demnă de municipiul Roman, pentru că, după cum ați auzit, serbează o personalitate, un adevărat român, cu o viziune a binelui deosebită și un mare filantrop, un om de știință și un om politic. De aceea, noi suntem onorați să primim în numele domniei sale și a urmașilor și vom duce la îndeplinire această sarcină. Vă felicităm, domnul primar. Memoria acestui distins om, bun român, care, cu părere de rău, trebuie să aduc la cunoștință că nici locul unde a fost înmormântat, acel mausoleu din fața băilor de la Strunga, a fost demolat. Chiar dacă nu se mai știe unde sunt osemintele domniei sale, în fața dumneavoastră și în fața lui Dumnezeu, vă asigurăm că îi vom continua memoria și o vom duce inclusiv refacerea istoriei neamului românesc așa cum a fost. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim frumos! Continuăm cu cel care s-a născut la Roman pe 6 martie 1946. A făcut școala primară și liceul în orașul natal. Îndrumat de tatăl său, a absolvit facultatea de construcții în anul 1968. După absolvirea cu succes a facultății în perioada 1968-1969, a fost repartizat ca inginer stagiar la Trustul de Construcții Industriale Onești Șantierul Iași. În anul 1969 a fost numit șef de lot în cadrul Trustului de Construcții Industriale Săvinești Piatra Neamț. A primit ca sarcină ridicarea fabricii de nutrețuri combinate și a uimit printr-un procedeu nou de turnare cu glisarea betoanelor, care spre surprinderea tuturor se înălțau cu 2 metri în fiecare zi. Inginerul Dan Marin, căci despre el este vorba, a contribuit decisiv la modernizarea municipiului Roman în perioada 1971-1990. Ca director al grupului de șantier din cadrul Trustului Județean de Construcții Montaj al județului Neamț, șantierul 2 Roman, a construit mare parte a blocurilor de Roman, fiind artizanul dezvoltării urbanistice moderne a localității noastre. Când a venit la conducerea șantierului, orașul avea 3.000 de apartamente, iar în anii 90 erau construite peste 32.000 de apartamente. Știa istoria fiecărui bloc, a fiecărei clădiri. A construit complexul balnear Băile Bălțătești din județul Neamț, precum și halele API
și atelierul de mufe din cadrul uzinei de țevi Roman. Totodată a coordonat activitatea de ridicare a complexelor agrozootehnice în jumătate din localitățile județului Neamț. De asemenea, a construit peste jumătate din clădirile din Târgu Neamț, inclusiv întreprinderea Vorbatil Târgu Neamț, precum și o parte din locuințele din orașele Zilnicea și Călăraș, după cutremurul devastator din anul 1977. A fost consilier al municipiului Roman timp de 3 mandate, în perioada 1992-2004, președinte al Comisiei de Urbanism cu activitate laborioasă în cadrul Consiliului Local. Romanul a fost orașul împlinirilor lui, împliniri pentru sine, dar și pentru orașul care s-a reîntors după studii. A clădit cu drag pentru Romanul natal și a visat zeci de ani cum să construiască clădiri în care viața să decurgă cu sentimentul de acasă. Profesionist desăvârșit, a fost ancorat în activitatea economică, culturală și sportivă a municipiului Roman, după Revoluție, până în bazele mai multor firme profilate pe lucrări în construcții și furnizare de agent termic. Generozitatea, ambiția, hotărârea, spiritul dreptății erau parte din ADN-ul său. Își susținea cu tărie opiniile și lupta până la capăt pentru ceea ce era just. Avea un respect deosebit pentru munca cinstită, pentru oameni, pentru dreptate, pentru faptele temenii făcute. Cu planurile de construcții în mâini, era fericit că are așa o meserie pe care o considera uriașă, provocatoare, atât de creativă și uimitor de frumoasă. Avea o personalitate puternică, râdea cu poftă și iubea viața. A călătorit, a citit, a cântat, a dansat, a iubit sportul încă din timpul liceului, făcând parte din echipa de volei, a alergat după mingea de tenis cât ai face ocolul pământului. Nu a fost niciodată adeptul jumătăților de măsură, a fost adeptul ideii totul sau nimic. Imbordul pe care l-a dăruit celor din jur a fost, oricât ar fi de greu, nu există, nu se poate. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 110 din 13 mai 2016, privind acordarea unor titluri de cetățeni de onoare a municipiului Roman, Consiliul Local al municipiului Roman hotărăște. Se acordă postmortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Roman inginerului Dănuț Nicolae Marin, constructor, om de afaceri și fost consilier local. Primarul municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin grija biroului de organizare evenimente speciale și mass media și prezenta hotărâre se comunică tuturor potrivit legii prin grija secretarului municipiului, autorităților și persoanelor interesate. Așadar, inginer Dănuț Nicolae Marin, Dumnezeu să te odihnească, iar Romanul îți întoarce ca recompensă, ca recunoștință, titlu de cetățean de onoare post-mortem. Invit soția și fica să vină aici alături de noi pentru a mâna diploma. Iar aici sunt simbolurile municipiului Roman. Aici există o hartă a municipiului Roman pe care se găsesc construcțiile făcute. Aici se află un cub magic pe care oricum la protic găsim imagini din municipiul Roman, simboluri, o trusă de scris, eșarfa de consilier, fiind 3 mandate de consilier pe care am instituit-o atunci când am devenit primar, o revistă și pe care la vremea aceea nu era, dar măcar acum simbolic să-i o acordăm, și revista de prezentare a municipiului Roman, împreună cu un dar simbolic legat de activitatea artizanală din zona municipiului Roman. Vă mulțumesc și Dumnezeu să-L odihnească, iar dumneavoastră să trăiți, să-L pomeniți. Mulțumim tare mult, Dumnezeu! Ce poate fi mai frumos și mai onorant decât să primim un asemenea premiu? Cu siguranță El ar fi vrut să fie astăzi aici. Pentru că și-a iubit orașul, a iubit prietenii și adversarii deopotrivă și a dorit să construiască durabil, să rămână ceva după el. Vă mulțumesc foarte mult în numele Lui și considerăm că a fost un om mare cu un suflet și mai mare. Respect pentru Romașcan și pentru orașul român. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vă spun la mulți ani, cu ocazia zilelor municipiului Roman, tuturor romașcanilor, tuturor celor care simt că a fi romașcan este o onoare și o demnitate. Am întârziat un pic, am premiat campionii de la karting care vor face o demonstrație afară. Cei care s-au clasat pe podium
la competițiile naționale și cu acest preambul încheiat vom deschide Gala Excelenței în Educație. Vreau să vă spun că în acest an acordăm 263 de premii elevilor, 176 de premii profesorilor, o sumă de peste jumătate de miliard pe care am alocat-o din suma pentru Zilele Municipiului Roman. Adică aproape jumătate din această sumă am alocat-o educației. Un argument așadar că educația este o prioritate, iar cei mai buni, cei care cu adevărat s-au implicat, au obținut rezultate frumoase pentru ei, pentru echipa profesor-elev, pentru unitatea școlară pe care o reprezintă și pentru Roman, sunt răsplătiți și de autoritatea publică locală. Vă felicit încă o dată! Vă urez mult succes tuturor! Să fiți sănătoși și puternici! Să fiți mereu printre primii, pentru că doar așa veți fi mereu respectați și onorați. Încă o dată vă felicit, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru municipiul Roman și vom trece la premiere. Felicitări și mult succes în continuare tuturor! Vom începe așadar festivitatea de premiere cu prima categorie, elevii care au obținut rezultate la ștafeta municipiului desfășurată în 16 mai. Diplomă de participare se acordă Colegiului Tehnic Danubiana, coordonator domnul profesor Bogdan Polar. Doamna directoare, care nu este domnul... Mergem mai departe. Diplomă de participare Colegiului Tehnic Petru Poni, coordonator, doamna profesoară Lungu Tereza. Se pregătește pentru mențiune Colegiul Tehnic Miron Costin, coordonator, doamna profesoară Carmen Grădinaru și vor fi premiați Porumbiță Camelia, Mititelu Gabriel, Cernăuțeanu Ovidiu și Amarie Brigita Adelina. Liceul Tehnologic Vasile Sav, Rotaru Georgiana Adina, Moldovanul Elena Luiza, Ifrim Cristian Gabriel și Fărcășel Emilian. Coordonator, domnul profesor Teodor Mărdărescu. Premiul al doilea, Colegiul Național Roma Vodă, Alexandru Mihaela Ancuța, Mănescu Ștefan, Bălău Andrei și Calistru Alexandra, coordonator domnul profesor Șerban Marcel. Și premiul întâi, liceul cu program sportiv, Nechita Elena Mirela, Tarcan Laura, Ivăieș Marius Andrei, Copaniu Mirciu, coordonator, doamna profesoară Otilia Tanții și Dan Lupușoru. Festivitatea de premiere a concursului Curățenia de Primăvară începe cu noi, pentru noi. Invităm pe colega noastră, doamna șef birou Irina Scorțanu, să efectueze premierea. În acest an s-a desfășurat a șasea ediție a concursului local Curățenia de Primăvară începe cu noi, pentru noi. Ne-am dorit de la bun început promovarea spiritului civic, aprecierea mediului antropizat și implicarea unui număr cât mai mare de romașcani în acțiuni de întreținere și amenajarea spațiilor din proximitatea locuinței, a instituției sau a locului de muncă. Felicităm în egală măsură pe toți participanții la acest concurs, dar felicităm și romașcanii care și-au adus un aport la funcționarea municipiului Roman, dar nu au dorit să se implice în cadrul acestei competiții. Dorim ca toți participanții să se evalueze prin comparație cu activitățile realizate de contracandidați și pe viitor să desfășoare activități inovative și care aduc plus valoarea frumusei.
participanți, iar în urma deliberării s-a decis atribuirea premiilor pentru următoarele categorii. Prima categorie este formată din persoanele fizice și juridice înscrise în concurs. La a doua categorie vom premia instituțiile de învățământ, iar la a treia categorie vom premia asociațiile de proprietari. La prima categorie s-au înscris 4 entități juridice și o persoană fizică. Punctajele obținute de către aceștia au fost foarte strânse, drept pentru care acordăm premii speciale următorilor. Domnul Panaitescu Constantin. Industries. Societății comerciale Rosal SRL Roman. Thank you.
Andreea Sisi. Colegiul tehnic pentru Poli. Și clasa a patra D a școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza. Și datorită implicației deosebite și inovației aduse în Manifestarea Municipiului Roma, premiul special este acordat Colegiului Tehnic Birou Costin. Totodată vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor de învățământ implicate în concurs datorită faptului că Municipiul Român a câștigat un proiect important, european, și vrem să vă mulțumim pentru că cu aportul dumneavoastră mic am adus un plus valoare Municipiului Român. La a treia categorie au fost înscrise 15 asociații și microasociații de proprietari. În funcție de punctajele obținute, acordăm următoarele premii. Mențiuni. Asociația de proprietari 39-a, Spirodava. Urmează Asociația de proprietari 44. Asociația de proprietari 12-B. Mulțumesc în primul rând că ați venit în număr atât de mare pentru această manifestare care are loc cu ocazia zilelor Municipiului Roman. Vreau să vă mulțumesc în primul rând domnule director al Clubului Copiilor Roman, profesor Ilie Boloca, pentru sprijinul și susținerea de care mi-ați acordat-o pentru organizarea acestui eveniment. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule primar, pentru că m-ați ajutat ori de câte ori am apelat de la dumneavoastră, inclusiv în organizarea și desfășurarea acestui eveniment. Înainte de a începe demonstrația propriu-zisă, care se va desfășura în două etape, în prima etapă vor
Îi veți vedea pe cei mai tineri copii de la Clubul Copiilor Roman. Ei sunt începători. N-au reușit să se antreneze foarte mult, nu din vina lor, nu din vina mea. Uneori natura ne-a făcut feste. Și nu în ultimul rând, trebuie să fim corecți pentru siguranța lor, lipsa unei piste de karting roman, deși am avut-o. Să sperăm că în viitorul mandat, domnule primar, veți ține cont de doleanțele noastre, ale copiilor, și romanul va avea o pistă, pentru că merită ca acești copii să se antreneze, în primul rând, în condiții de siguranță, romanul să organizeze competiții de nivel național și, de ce nu, internațional, și nu în ultimul rând, romașcanii să poată intra în contact mai des cu motosportul din România și nu numai. Tot mă aflu la microfon, am să profit de această ocazie și o să vă mai fac o cerere, domnule primar. O să vă rog ca în cadrul Clubului Sportiv Municipal Roman, pe lângă secțiile de handbal, fotbal, natație, tenis de câmp, tenis de masă, șah, să afiliați și secția de karting. Pentru că acești copii minunați și talentați să poată să concureze pentru Roman atunci când sunt pe podium, să fie rostit numele orașului în care s-au născut. Și știu și sunt convins că dumneavoastră o să ne ajutați în acest sens. Vă mulțumesc și o să vă rog să-i premiați pe acești copii minunați, după care o să începem demonstrația. Bună ziua tuturor, vă salut și eu. Vă urez la mulți ani cu ocazia zilelor Municipiului Roman, tuturor celor care simt cu sufletul și cu întreaga trăire că a fi romașcan este o onoare, este o demnitate și aici în centrul Moldovei, unde Romanul a fost capitala Ținutului de Jos, tradițiile nu mor, competiția este mereu acerbă și cei mai buni întotdeauna câștigă. Vreau să facem aceste premieri pentru ca imediat să se poată trece și la competiție. Vreau să vă asigur că vom lua în calcule un proiect pentru a asigura o pistă pentru automobilist, pentru karting, și de asemenea vom afilia acest sport frumos la Clubul Municipal Sportiv Roman, astfel încât să puteți fi prezenți peste tot în țară, în competiții, cu stema municipiului și cu numele Municipiului Roman pe echipamentul dumneavoastră, ducând așadar pregătirea, abnegația și drzenia unui romașcan pe podium la competițiile în care veți fi înscriși. Se acordă pilotului Poenaru Richard, clasa Bambini de la Karting Roman, pentru rezultate deosebite, diplomă de merit și pentru contribuția adusă promovării kartingului. Richard! Bravo, bravo! Bravo, să-l aplaudăm! De asemenea, acordăm diplomă de merit pilotului Holobâcă Robert, clasa Pufo, de la karting. Se acordă diplomă de merit pilotului Ceparu Alexandru, clasa Pufo, de la Karting Roman. Se acordă diplomă de merit pilotului Ciobanu Dragoș, clasa Mini, de la Karting Roman. Să-l aplaudăm. Se acordă pilotului Roman Victor, clasa Pufo, de la Karting Roman, diplomă de merit. Nu este prezent aici. Acordăm pilotului Amariței Fabian, clasa Mini, de la Karting Roman. Trebuie menționat că el vine de la Botoșani să facă parte de echipa Karting Roman. Este?
Este... Și diplomă de merit elevului Nițoiu Adi Florin, clasa cadet de la karting Roman, deja un pilot mult mai experimentat. Mult succes! Felicitări tuturor! Sper ca cât mai mulți copii să se înscrie și să fie participanți la acest sport frumos. Vă urez mult succes, competiția poate să înceapă, cel mai bun să câștige, dar până la urmă o demonstrație frumoasă este bine de făcut de Zilele Municipiului Roman, pentru ca fiecare să vadă și de ce nu noi adepți să vină către acest sport frumos. Vă mulțumesc, domnule primar, și nu plecați, că vreau să vă urez să vă dau și eu o diplomă pentru contribuția promovării și susținerii kartului Romașcan. Mulțumesc. Și nu în ultimul rând, vă oferim și un tricou cu echipa karting Roman. În care, după cum vedeți, sunteți numărul 1 în promovarea kartingului. Acum trebuie să-mi pregătiți un karting și mie. Să... Nu e nicio problemă. Mulțumim frumos și aștept un loc frumos de la cel mai important concurs din țară, iar această cupă pe care am primit-o s-o dau mai departe celui mai meritos. E o provocare, așa încât lansez acest concurs, un romașcan pe podiumul național. Doamne ajută și mult succes! Thank you.
suntem presați de timp. Îl rog întâi pe domnul primar, profesor Laurențiu Ciudan Leoreanu, să dezvelească gustul dumneavoastră personal. Vreau să vă spun și eu, Hristos a înviat. Mă bucur că suntem împreună și uitați ce vreme frumoasă avem. Știți că după ora 12 astăzi a fost anunțată ploaie, dar Dumnezeu a avut răbdare cu noi și ne-a dat un moment frumos pentru a dezveli gustul unui mare înaintaș de-al nostru, așa încât cu Dumnezeu înainte. Părinte, binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Sfințește Hristul trecoată sfințită, monumentul acesta al rugului tău Nicolae Emanulescu, om de cultură, numele Tatălui. Stimate doamnă, stimată primar a comunei Strunga, stimate autorități locale și centrale, preacuvioși, preacucenici și părinți, iubiți credincioși romașcani, considerăm în suita de manifestări cultural-spirituale a orașului roman evenimentul de astăzi unul important și cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care ne spune de fiecare dată să ne aducem aminte de mamarii noștri și să-i cinstim pentru viața și să le urmăm credința pe care au avut-o ei. În al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, păstorul nostru sufletesc, a binecuvântat acest moment din suita de manifestări cultural-spirituale la Roman, ca aici, la tâmpla primăriei și în mijlocul orașului, să străjuiască o personalitate covârșitoare care a marcat timpul istoriei pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, cel ce a fost Nicolae Emanulescu, și am avut cinstea și ocazia să ne întâlnim din vița familiei sale acum câteva zile cu nepoți și cu fratele sau strănepoți care s-au închinat la Sfânta Cuvioasă Parascheva la catedrală, care s-au întâlnit cu un alt preasfințitul Părinte Ioachim și care au depănat amintiri și au reamintit personalitatea pe care a avut-o acest domn distins în istoria culturii și spiritualității orașului Roman, Nicolae Emanulescu, om de cultură, academician, medic, formator de școală, de manuale și de la care a rămas o frumoasă moștenire în ce privește activitatea medicală și știința a pătruns în sufletele și tuturor generațiilor care s-au perindat după dânsul. Considerăm aceasta că
toate instituțiile de cultură, inclusiv Clepsidra, societatea Clepsidra, care are o lucrare frumoasă în orașul nostru și care adună intelectualitatea romașcană, că a făcut acest gest frumos de o pioasă amintire și un memoriam ca Nicolae Manolescu să străjuiască aici în parcul acesta frumos și toți cei care vor trece se vor pleca cât de cât să-și aducă aminte de această personalitate care a marcat istoria noastră a orașului și a culturii în această zonă frumoasă. Domnule primar, vă felicităm încă o dată pentru frumoasele inițiative pe care le aveți și pentru frumoasă sărbătoare, pentru că mai întâi căutăm pe Dumnezeu, mai întâi căutăm cele de folos și toate se vor adăuga nouă. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Eu mă bucur foarte mult de această zi, este un proiect pe care îl gândim de mult împreună cu societatea Clepsidra. Mă bucur și de faptul că acestui proiect s-au adunat mulți din cei care doresc să sprijine activitatea culturală din Roman. Salut și pe domnul director general Balcan, aici prezent de față, care a sprijinit această activitate, membrii societății Clepsidra. Vreau să vă spun că Manolescu Strunga, dincolo de faptul că a fost un pionier în medicină, în oftalmologie, descoperind anumite metode care chiar poartă numele, a fost un om de stat, a fost un senator de Roman puternic, un senator liberal care s-a implicat și mai mult decât atât a donat terenul pe care se află Palatul Administrativ în momentul de față și o mare sumă de bani care a fost necesară construirii acestui Palat Administrativ. Adică, așa cum se spune, oamenii mari marchează momentul și timpul lor, lăsând în urmă rezultate frumoase, dar și moștenire deosebită pentru cei care vor veni. Iată, în medicină, iată, în domeniul educației, în domeniul științelor medicinei, în sistemul universitar, în politica românească, un om puternic, un bărbat de stat, un om care ne adună astăzi, aici, cu ocazia zilelor municipiului Roman, să-l pomenim, să ne aducem aminte, să-l salutăm, să ne plecăm frunțele cu pioșenie și din nou să gândim ceea ce facem noi la rândul nostru, să încercăm să facem totul astfel încât să fim demni urmași ai celor care au fost deschizători de drumuri, au fost oameni care au dovedit prin ceea ce au clădit, prin ceea ce au construit, prin ceea ce au descoperit, prin ceea ce au inventat, că le pasă de toți cei din jurul lor, de membrii comunității, de acest popor, de această națiune. Așa încât, Nicolae Manolescu Strunga, fie ca spiritul tău să fie mereu printre noi, fie ca spiritul de competiție, de a te autodepăși, să vină către noi fiecare din locuitorii acestui oraș, să ne bucurăm cu toții de zilele municipiului Roman. La mulți ani, dragi romașcani, la mulți ani, Roman! Mulțumim domnului primar. Înainte de momentul final al părții întâi a evenimentului nostru, respectiv depunerea florilor la monumentul Nicolae Manolescu Strunga, dați-mi voie să mulțumesc sculptorului Lucian Tudorache de la Piatra Neamț și aș vrea să-l omagiez cu aplauze. Este acolo. De asemenea, să mulțumesc și să-l omagiem tot cu aplauze pe sponsorul principal al evenimentului, fără de care nu am fi putut să realizăm acest monument, domnul inginer Vasile Balcan, directorul Marsat. Bună ziua și Hristos a înviat! Urăm, bun venit tuturor meșterilor populari! Cu ocazia zilelor municipiului Roman avem și această manifestare tradițională, Târgul Meșterilor Populari. Mă bucur că au răspuns în număr mare invitației noastre. Mă rog să aibă vreme frumoasă, dar de astăzi am vorbit și o să fie bine.
o să fie frumos și o să vă bucurați de aceste zile și romașcanii să se poată bucura. Urez tuturor romașcanilor la mulți ani cu ocazia zilelor municipiului Roman, să avem zile frumoase, senine, de liniște și pace, să se poată bucura fiecare de, așa cum se bucură de propria zi onomastică, să ne bucurăm și de zilele orașului, orașul nostru al tuturor. Declarăm deschis, așadar, Târgu Meșterilor Populari. Urăm activitate frumoasă, urăm spor în toate cele bune, sănătate și Dumnezeu să dea numai bine. Mulțumim. Sănătate și numai bine, Doamne ajută! De unde sunteți? La Botoșani. De la Botoșani. Din prună sau numai prună? Doamne ajută! Succes! Vânzare bună și spor la prune anul ăsta. Ia uite asta deja, vorbim despre broderie. Cu ce o executați? Un dreme. O freză. O freză, efectiv, da? Da, astea, da, o distrus. Și astea-ți de gâscă? De gâscă. Foarte frumos. Asta? De rață. Exact. Și-am băgat în semnele etnografice, le-am decupat și plăcat. Da, foarte frumos. Trebuie să fie destul de migălos. Da, cam 2 ore jumătate, 3 ore. Oh. O zi bună și vă urez ședere plăcută la Roman. Da, e frumos, e frumos. Ce să facă un pic în... Vă mulțumesc frumos. Da, produse la noi. Mă bucur foarte bine că pentru prima dată avem acest stand și sper mereu să fie alături de noi și să fie invitat și în alte părți. Pentru că aveți, sigur, da, că aveți lucruri frumoase. Și este un model de bună practici așa în ceea este. Ce privește revigorarea meșteșugurilor tradiționale. Ne dorim cât mai multe astfel de proiecte. Așa și este. Dacă se poate, toate în zona Romană. Da, corect. Noi și să propunem să intre în sigur, trebuie intrat. Da. Asta este foarte important. Nu este o afacere proprie. Nu. Este beneficiu comunității de aici în Săvăoane, așa că vă așteptăm la Târgul de Roman. Zi minunată tuturor. Felicitări și mult succes. Da. Mâna bună ziua. Sigur că da. Să cunoaștem și lumea aceasta, după cum e și moto acestui afiș, da? Lucruri foarte frumoase, știu că și eu am achiziționat din ele. De la acel eveniment caritabil care l-am avut la Casa Veche, da? În partenerea cu primăria municipiului Roman. Foarte frumos! Și vă urez succes în continuare! Sănătate mult, sănătate multă! Zi bună! Noi suntem în care are standul. Da. Inaugurat cu ori. Da, noi o să ajungem și acolo. Da, bună ziua! Sărămâna, bună ziua! Ați adus sărămâna, bună ziua! Căciulițe! Căciulițe, da? Căciulițe. Păi dacă omul vara trebuie să-și facă sani și iarna căruță. Așa trebuie. Da, o zi bună! Mulțumim, sănătate bună! Prima dată la noi. Bine ați venit. Cum se numește scula asta? Da, peste. Scoadă. Dăm startul sezonului estival. Știm că și vremea se va încălzi. Este o vreme frumoasă, din păcate încă nu suficient de cald, dar am dorit ca la această dată ștrandul să fie pregătit. Înainte de a veni aici, împreună cu dumneavoastră, am trecut în revistă lucrările care vor încheia lucrările care se fac în zona aceasta complexului Moldova. Cred că este ceva deosebit, chiar mi-a plăcut ce am văzut. Sunt unele mici detalii care trebuie puse la punct în concepția pe care o am eu și cu echipa mea.
Am discutat cu constructorul și vor fi rezolvate. Ne-a dat ca termen într-o săptămână că încheie. I-am dat în plus încă două săptămâni, dar să facă totul la nivelul de mecanism de ceas. Și parcul pentru grădina de vară l-am văzut. Aici gândesc chiar să venim cu o îmbunătățire, să construim un amfiteatru în aer liber, din structură metalică, cu, eu știu, între 200 și 300 de locuri, astfel încât să putem asigura și teatru de vară și cinema de vară. Chiar vom lansa și lansez și prin dumneavoastră acest lucru. Cine este dornic să vină să închirieze, vom scoate la închiriere acest lucru, pentru că nu se va ocupa primăria efectiv, dar cineva care să poată să asigure acest serviciu. Mai mult, am dorit că acest amfiteatru să fie dotat atât cu scaune cât și cu măsuțe, astfel încât omul, în timp ce se uită la film, la teatru, să poată să mănânce popcorn, să bea un cola, să bea o bere, să bea o cafea, de ce nu o gustărică, și să se poată bucura în mijlocul naturii, zic eu, de o activitate foarte frumoasă. Așadar, teatru cinema de vară, pe care sperăm în această vară să asigurăm și amenajarea pe care să o facem pe forțe proprii. N-a fost gândită în proiect așa ceva. Ideea asta a venit astăzi la această vizită. Iar mai mult, în spatele scenei, să putem organiza în parcare și în tot terenul de acolo manifestări pe care le vom avea în oraș. Cum sunt cele de zilele orașului, cum sunt cele de zilele toamnei, cum sunt cele date de diferite manifestări pe care noi le organizăm în oraș. Astfel am putea să eliminăm măcar două lucruri. Disconfortul dat de oprirea traficului, dar și eliminarea, dacă vreți, a zgomotului, a gălăgiei. Aici este un loc în care ne putem simți cu toții bine, putem veni, deși marile sărbători, zilele orașelor, peste tot în Europa, cel puțin, se țin în centrul orașelor. Am văzut și anul trecut la Köln, când s-au oprit toate străzile, anunțat dinainte, schimbat traseele și la autobuze și la... Este o altă concepție, este o altă civilizație, este o altă mentalitate. Unele manifestări se cer într-o parte, alte în altă parte, dar având aici un cadru expozițional, având un cadru asigurat deja pentru manifestări publice, cred că va fi ok și din punct de vedere al confortului psihic, al confortului fizic a celor care vor veni aici. Și cred că cu aceste amenajări pe care le vom încheia la începutul lunii iunie, vom putea aduce un plus pentru cetățenii din municipiul Roman și cred, cu mâna pe inimă spun, vom avea cel mai funcțional, mai complex și mai bine pus la punct locație, complex de divertisment din zona Moldovei. După cum vedeți, aici în ștrand am dublat numărul de șezlonguri și de umbrele. Am făcut acest lucru pentru că am unificat și prețurile. Anul trecut știți că era 7 lei fără facilitate, fără șezlong și 10 lei. Nu, în timpul săptămânii, da. 7 cu 10 și 10 cu 15. 7 cu 10 și 10 cu 15. Acum le-am unificat, sunt 1000 de șezlonguri, așa încât biletul va fi 10 lei cu reducerile date. Adică pentru tineri, pentru studenți, pentru elevi, pentru pensionari 50%, pentru copiii până în 4 ani gratuit, pentru persoanele cu handicap 50% gratuitate. Deci am dat și gratuități, am dat și facilități, am dat astfel încât lucrurile să funcționeze. De asemenea, este un complex foarte mare, un complex nu simplu de administrat și de întreținut, de aceea a luat ființă și această nouă direcție, care pe lângă competițiile sportive se va ocupa și partea aceasta de divertisment și sport la nivel de masă. În față avem în sistem privat un complex sportiv, se construiește o altă facilitate acum, în viitor vă voi invita și să o inaugurăm și pe aceasta. Eu cred că în acești ani aici a fost o minune, ca să spun așa, pentru că dacă ne aducem aminte atunci când dumneavoastră pozați pe aici, când a pierdut circul crocodilul, cam ce era aici în acea junglă care avea liane, palmieri mai puțin, dar crocodil, da, iată că acum suntem la un nivel european, la standard Germania, am putea spune, ne bucurăm de acest lucru, ne dorim ca romașcanii să vină, să se simtă bine, să se bucure de tot ce aici, cu o singură rugăminte, să dovedim un înalt simț civic, să dovedim un nivel de educație pe măsura investițiilor de aici, să păstrăm curățenia, să nu distrugem bunurile, pentru ca an de an să nu fim nevoiți să reparăm, ci an de an să fim în stimulul, în dorința de a face ceva nou. În rest, deschidem
sezonul estival. Le urăm distracție frumoasă în această vară. Suntem cu sufletul și cu inima alături de romașcanii noștri și din când în când, cum putem, și cu trupul. Sănătate, bucurie și o vară frumoasă tuturor romașcanilor și tuturor invitaților de pe alte meleaguri care vin să se bucure în această zonă de divertisment de la Roman. Pista de skateboard? Pista de skateboard a fost și ea finalizată. Ați văzut că s-a finalizat mai mult. La unele întrebări pe care eu le-am primit vis-a-vis de modul în care să se construiască această pistă, le-am spus așa, cele mai bune indicații le pot da tinerii care fac skateboard. Așa încât am rugat constructorul și oameni din echipa mea din primărie să se întâlnească cu ei, să discute cu ei, s-au întâlnit, au discutat, astfel încât să fie făcută în accepțiunea lor. Deci până la urmă a fost un parteneriat din punct de vedere a concepției de finalizare și a zonei de skateboard și a pistei de role. Pista de biciclete de asemenea este încheiată cu zone suspendate. M-am spus, cred că este un lucru cu totul special aici la Roman. Poate ne vom gândi în perioada următoare, pentru că nu toată lumea are, să achiziționăm și un număr de biciclete care să fie aici și să le închiriem celor doritori care vin efectiv împreună cu cască, împreună cu, eu știu, cotiere sau genunchiere, la un preț bun și pentru ei și pentru noi, pentru că toate trebuie gândite într-o analiză astfel încât oamenii să se simtă bine la un preț cât mai mic, dar să putem și susține investiția și întreținerea ei, astfel încât să nu se ducă în câțiva ani în paragină. Cam despre asta este vorba. Aici un cazonat, mai au o zonă din spate. Cu fântânița asta, da. Aia spuneai tu. Da. Bună ziua! O să discutăm, am uitat un pic la fântâniții acolo. Ai țeava, da, și jetul dinăuntru. Aș vrea un capac făcut care să intre, să nu rămână golul între... Doar pentru jet, să rămână doar... Doar jetul, bravo! Deci un capac poate să fie de plastic, din doză, de ceva, găurit numai cât să rămână jetul și să acopere, să nu intre mizeria și piatra acolo. Se rezolvă. Se rezolvă? Da. Așa. Iar cum să cuieții ăștia ajută? Trebuie lăsat copaci, eventual cum e asta, îl lăsăm să crească. Dar tu filele de acolo dăm jos. Da, imediat. Da. Așa. Aici pista de rol. Da, mergem la pista de rol, dacă am putea muta. Vezi că ea e puțin excentrică. Da. Cum a fost pe proiect. Da? Acolo din colțul scenei până în bordură, zic eu că ai vreo 3 metri? Sunt 4. De capul ăsta mai puțin de cel. Dar să repetăm aceeași geometrie. Adică să mă duc cu bordura asta. Aici, să mă duc la dacă fel. Dacă e mai lat aici, nu e o problemă. Să măresc suprafața de... Da. Să repetăm geometria aia care e la alei. Nu e așa, că avem loc poate. Da, da. Să mă duc în bordura. Da, 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 da. Adică bordura asta s-o duc... Da, rămâne ăla de curent acolo, ăla nu mai pot să... Ăla nu mă deranjează. O să trecem pe lângă el și îl scoatem curba mai încolo. Da. Da? Da. Să trecem pe lângă, îl lăsăm în... Să plecăm de aici din colț. Da, trece pe lângă el și mă, adică să mă duc ușor evazat. Mă duc ușor evazat. Ăla să rămână pe... Unde dai după? Da, da. Da? Că dacă mărim și gândim asta, iar aici ce gândiți jos, Ovidiu? Aici pietriși, așa e. Băncuți. Băncuți ar trebui, așa e. Sunt niște buștieni tăiați în două mari circunferințe, dar... Da, dacă faci grade, nu mai face poză, nu? Dar numai pe poză, unde vizi. Da. Nu, ăia nu. Mutăm de aici și facem, ca să facem o tribună și dai un spectacol, dai un cinema, dai un teatru în aer liber, adică e da, ceva mai altceva. Sunt mai mare. Dar e lată, nu se vede de aici, dar da? Da, e mare. Mare, are câteva 10 de metri pătrați. 8 metri. Prieteni, vreau să vă spun la mulți ani o zi de naștere sau o zi omagială sau orice zi importantă din viața unui om sau unei comunități se face printr-o strângere de mână. Astăzi va fi un festival nu numai al muzicii, ci și al sportului. Campionul Dan Stănescu, record mondial, va face ceva deosebit. Noi toți
vom face ceva, ne vom strânge mâinile, de aceea vreau să terminați cu masa din spate, că e masa de Scandenberg aici. Iar tu, să știi că nu te-am uitat, 3-4 metri de cârnați, fără TVA, îi bag. Fără probleme. Dragi romașcani, e o mare onoare să ne strângem mâinile și să fiu printre voi, dar ca să verific terenul, să verific ceea ce spuneam mai devreme, un oraș frumos și curat, vreau să testez cât de puternică e mâna domnului primar. Începem cu vârful. Să vedem. Aș avea onoarea să-l invit la obiectul muncii mele. Eu nu dau cu pixul, eu dau cu masa. Nu vreau decât să strâng mâna unui om ca să văd dacă e sau nu puternic. Asta e deviza mea, asta e deviza sportului, al fair play-ului, dreptaci sau stângaci? Dreptaci. Dreptaci, ok. Cine-mi ține și mie microfonul? Mersi. Salutăm cu stânga și luptăm cu dreapta, așa era de gândit. Vă rog. Aici. Vreau, Dan, să ne dea startul. Să zici, ready, go! Vom urca începutul. 1, 2, 3, 5! Frate puternice!